Salutare, meu, sunt Abăre. Astăzi continuăm seria de FIFA 14 pe career mod. Avem meci cu Brăila acum. Păi, să trecem la meci. Jucăm în negru, da? Și azi schimbăm echipa. Să avem, să punem altă echipă. O să-l punem pe Cârstoiu, titular, în locul lui Payne. Și pe Payne o să băgăm rezervă în locul lui Arătatatela. Așa, Ion nu i-a plăcut cum a jucat, hai să vedem, poate dăm șansa unui alt jucător să intre, mai că nu am cu cine. Ivanica ăla. Nu, hai să băgăm pe Giroșanu în locul lui Armstrong și pe Ochia în locul lui Cioiac și pe, hai să mai băgăm pe unul Plamada, hai să vedem cum joacă Plamada în locul lui Salcai. Opa, am ieșit. Cred că s-a salvat echipa, nu? Da, s-a salvat. Ok, acum cred că jucăm în deplasare, da? Plamada nu poate să treacă de el, da? A, băi, și iau pentru ei. Nicoliță? Nicoliță? Cine e asta, Nicoliță? Este Bănel Nicoliță adevăratul? Da, era pentru mine. Cred că a fost offside. Opa, ce-i cu greșeala asta? Ce-i cu greșeala asta? Ce-i cu greșeala asta? Bine, mă, Piedra, hai, contra-atac repede. Cu Enciu, hai, cu Enciu. Bă, dar e, întoarce-ți, mă, mai repede. Pac. Centrare bună pe la Enciu. Igiroșanu, să vedem dacă nu e offside, nu e offside, la Plamada. Plamada, șut și dă gol. Gol la un meci în care Plamada a intrat titular. Da, poate să-l folosesc mai mult titular, adică văd cum joacă. Fă că a șutat bine, are un șut bun. Te-a deposedat. Hai, Fernandez. Cum și tu, da? Bravo, până la Ochia. Ochia, ce-ți facă Ochia aici, ne? Nu știe, până la Fernandez atunci. Fernandez, ar vedea care să începe face Fernandez cu trei adversari acolo în spate. Obține un corner totuși. Bine, cu capul, gol, Ciobanu, în sfârșit dăm și noi un gol cu capul. Ciobanu, cred că e primul lui gol. Pentru că e fundaș, nu e normal să dea gol din corner la faze fixe. Giroșanu, pasă bună, la Ochia. Bine, ce bine, e acolo Plamada, Plamada face o dublă în primul său meci. Plamada, ce șut. Incredibil. De ce am să nu păstat pe bancă? Poate o să îl bag titula mai des. Ea vrea să mai văd tot șutul lui. Pac. Frumos. Și se dă prima repriză. Conducem cu cât e? 2-0? Da, e 3-0. Da, am uitat. Au marcat niște oameni surpriză. Adică fundașul Ciobanu și cu Plamada. Cârstoiu pasă până la Giroșanu, care nu ajunge, mă, la minge. Facem și două schimbări. Intră Payne și Armstrong. Pușcaș acum. Ungurușan. Este bine, hai să spun dacă poate să iasă. Bă, nu cu mâna. Bine, mă, Piedra. Nicoliț acum. Pasă bună la Spridon, care dă gol, dar e offside. Am văzut acolo fanii sus. Se face și ultima schimbare, iese Plamada. Un jucător bun acum, am observat că e. A dat două goluri. Cârstoiu acum. Cârstoiu. Hai bă, de ce nu am lăsat să mai dau un gol? Este în meciul 3-0. Cred că Plamada e cel mai bun. Nu, Ciobanu e cel mai bun om de pe teren. Da, a dat și gol. E bine. Să ne avem cu voluntari meci. Voluntari care e pe locul 6. Și noi suntem pe ce loc? 3. 3 la un punct de Rapid CFR Suceava, cu care am făcut egal. Să vedem jucător care pleacă.
Îl avem pe Piedra care pleacă în Ecuador între 10 și 16. Das în India și Payne în Noua Zeelandă. Noi pe cât suntem acum, ia să le uităm. Pe 8. Și avem între 10 și 6 programat un meci. 16, nu. Fix aici. Și pe avem meciul ăsta cu Cheeky Pest. Ah, oh my god, avem cu Petrolul în Cupa României. Hai de mine. Ia să ne uităm puțin la meciurile din Cupa României. Dar nu vreau să simulez până acolo, bă, ce ai. Vreau să mă uit cum văd. Cadru Leagues. Tables. Cupa României, uiteți. Deci, să vedem meciurile. Petrolul cu Faru. Și dacă o iei să câștigăm, o să jucăm cu Astra. Pentru că Astra cu Oțelul, cred că o să câștige Astra. Poate, nu știu. După aia mai avem Steaua cu Ucluj și Gazmetan cu Viitorul. Așa, Craiova cu ASEA Târgu Mureș și Brașov cu echipa aia, nu știu echipa aia. Rapid Botoșan și Dinamo cu Ceahlău. E destul de bine că am ajuns aici, sper să ajungem măcar până în semifinală. Sau să câștigăm cupa, cine știe. Păi până acesta a fost episodul, nu uitați să dați like, subscribe, comment, am fost la pe data viitoare. Baftă!